Bine v-am găsit și la mulți ani în 2024. Astăzi suntem în data de 6 ianuarie și pentru că n-am mai făcut de ceva vreme clipuri, m-am gândit că astăzi să vorbesc despre două subiecte care s-au discutat de către mai mulți youtuberi în perioada asta. Și mă refer la vijeliile care au fost în luna decembrie. Ăsta ar fi primul subiect, de ce au ieșit din pământ marea majoritate a pomilor, care este complementară cu de ce au rămas frunzele în pom până în luna decembrie. Și vreau să o iau cu începutul și mai bine spus, vorbim despre frunzele care au rămas în pom până în luna decembrie și nu au rămas la toți, au rămas doar la câteva semințoase, la specii de semințoase și mai ales gutui și foarte puțin măr. Odată suiul este tardiv și automat a stat cu rod până în ultima perioadă de toamnă, iarnă. Și automat au rămas cu frunze. Și la gutui, în mare parte, au rămas pentru, chiar și pentru ianuarie, după cum o să vedeți și în câteva imagini în momentul ăsta. Explicația pe care au dat-o unii a fost orică nu au fost tăiați corespunzător, iar alți specialiști au spus că acei pomi au suferit de anumite boli sau dăunători. Dezaprob aceste informații și știu că mulți au mulțumit pentru aceste informații primite de către acești pseudoprofesioniști, unii ingineri de pomicola. Explicația logică este simplă. Suntem în ianuarie și avem la momentul ăsta 15 grade. E logic ca să se prelungească perioada de vegetație și în principiu la semințoase, după cum am spus mai devreme, moșmonul fiind ultimul fruct, chiar și în momentul ăsta am fructe de moșmon în pomi, acum au început să se coacă, pot să spun bine, și am avut o altă serie de moșmoane care s-au copt în luna decembrie. Asta înseamnă că odată ce s-a prelungit toamna, ca să spun așa, și mă repet din nou, suntem în luna ianuarie și afară avem 15 grade. Pomii ăștia nu se poate să intre în repaus vegetativ sau intră în repaus vegetativ, că așa este ciclul normal, doar că în condițiile de 15 grade ziua sau 10 sau 6 noaptea, 5 noaptea, fără brume timpurii, automat nu o să lepede sau o să lepede frunzele destul de greu. Sper că am lămurit pe cei care nu știu de ce rămân frunzele în pom până în iarnă și sper că am fost și explicit în același timp. Totodată, coroborat cu aceste perioade de toamnă târzie, de vegetație a pomilor sau de intrare în repaus vegetativ foarte greu și lepădarea frunzelor târzii și, după cum am spus ceva mai devreme, și eu am în momentul ăsta frunze în pom. Tot acești specialiști au spus că gutuiul, în general, are rădăcină superficială și tinde să pice din rădăcină. Să ne amintim ce s-a întâmplat în acea perioadă. Înainte de a veni acel ciclon cu o viteză a vântului între 100 și 120 de km la oră, timp de două săptămâni a plouat aproape continuu, astfel încât scoarța, pământul s-a îmbibat de apă. La două zile după ce s-a terminat cu aceste ploi, a venit acest ciclon. Și logica, indiferent cât de superficial ar fi rădăcina, ce s-a întâmplat cu acel gutui? O să explic puțin pe fizică. Probabil horticultorii n-au făcut fizică la școală și încerc să le explic cum stă treaba. Explicația că acea rădăcină era superficială și acesta ar fi motivul pentru care au fost scoși, cam pică puțin. Și o să dau și un exemplu.
Un exemplu, am luat o sârmă și o piuliță în momentul ăsta. E vorba de puțină fizică, dar inginerii de la Pămicola nu prea fac fizică, ei la facultate, ei doar sunt profesori de tăiat. Am lângă mine un păr altuit pe gutui, acesta nu s-a rupt de la cele vijelii, dar după cum ați văzut în câteva imagini, moșmonul și un măr aproape că au fost scoși din rădăcină. Explicația logică este că toate semințoasele în general pe care le folosesc eu și marea majoritate a livezilor intensive folosesc un port altui cu rădăcină superficială și creștere mică. Din păcate doar acesta a scăpat de erbicidul total, ceilalți peri pe care i-am încă se chinuie cu efectul erbicidării după 2 ani de zile. I-a prins cu frunză, într-adevăr, i-a prins cu frunză un pom și de la un vânt de 80 de km la oră au început să cadă din rădăcină. Și au fost două probleme coroborate. Și anume, odată, centrul de greutate al tuturor pomilor pe care i-am în curte este destul de joasă. Și acum o să vă explic pe această sârmă și piuliță ce înseamnă centru de greutate, e puțin de fizică și cam atât. Centrul de greutate la mine e ceva de genul ăsta, aici e sol, aici deasupra este pomul, pentru că centrul de greutate e aproape de sol. E, pomii care s-au desprins din rădăcină, după cum ați văzut și în grădină, un măr pe care l-am legat cu sfoară și un moșmon. La momentul respectiv, moșmonul de pe stradă era plin și cu moșmoane și cu frunză. E, centrul de greutate celorlalți pomi e ceva de genul ăsta. Aici e solul, aici e centrul de greutate în zona asta. Asta ce înseamnă? Aici este aproape toată greutatea pe care o ține pomul. Pentru că am plecat cu coroana aproape de sol. Ce s-a întâmplat pe stradă și în grădină cu mărul respectiv? Am creat centrul de greutate ceva mai sus. Da? Și să presupunem că aici este solul. Uitați cum bălângăne această piuliță, cum bălângăne această sârmă, pentru că centrul de greutate l-am mutat undeva în zona asta. Automat aici trunchiul a fost ceva mai subțire, da? Subțire și lung, trunchiul, până când am plecat cu corana de deasupra. De ce am făcut chestia asta? Ca să mă pot mișca în grădina de legume. Și am format corana pomului mult mai sus pentru a nu-mi ține chiar atât de multă umbră la legume. Și automat, cei cărora li s-au scos pomii din rădăcină la acel ciclon a fost din cauza faptului că centrul de greutate a fost undeva mai sus. Da? Și automat, bate vântul, ori îl retează, dar fiind umiditate în sol, nu e cazul să-l reteze, l-a scos cu tot cu rădăcină. Atât de simplă este explicația, dar ei vin ca să pară puțin profesori, doctori universitari sau pseudo-specialiști, se plictisesc acasă și mai fac câte un clip. Eh, cam așa am eu centru de greutate în curte. Ce s-a întâmplat la stradă, s-a întâmplat la stradă, nu pot să fac trunchiul să plece de aproape de sol. Și trebuie să ridic centrul de greutate. De ce nu mi-a căzut acel gutui? De ce n-a ieșit din rădăcină? Pentru că și acesta are centrul de greutate sus. Acolo am nisipul, pe acolo trec de mai multe ori și n-aș vrea să mă împiedic de coroană. Acesta nu a ieșit din sol, dar în schimb se mișcă trunchiul în zona respectivă. Este pentru că apa nu a reușit să pătrundă și să moaie pământul chiar atât de tare. Pe acolo este și poteca mea, e bătăturit pământul, n-a intrat în pământ atâta apă să poată să-l scoată. Asta e singura explicație, după cum îl vedeți, el încă are frunze pe lăstari, încă nu i-a lepădat. Și logic să aibă, nu este un dezechilibru, nu este din cauza faptului că a fost tăiat agresiv, aproape că n-a fost tăiat deloc, și nu este nici din cauza bolilor cumulate în timp, este perfect sănătos acel gutui. O singură gutuie cu monilioza fructigena a avut. Anul ăsta, în rest, pe toate le-a făcut sănătoase. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun în clipul acesta. De fiecare dată când o să mai văd influenceri ce dezinformează prin sutele de clipuri pe care le fac săptămânal, o să vin
să dezmint aceste minciuni. Nu înțeleg de ce o fac. Vă doresc numai bine.